din cauza certurilor cu soțul și nu a fost să mai meargă relația și de ce am plecat. Te-a agonit cumva el de acasă? Da, am avut scandaluri, certuri obișnuite și foarte multe bătăi, scandaluri foarte multe și copilul, vă dați seama că a fost mic și nu am vrut să evit ca să nu-i fac rău. Din ce cauză te bătea? Din cauza alcoolului, a scandalurilor cu prietenii, cu mai multe. Nu vreau să crească traumatizat, nu vreau să crească în scandaluri, în muzică date la maxim și multe altele. Cine este tatăl biologic al copilului? Tatăl biologic, Mădălin. Adică actualul bărbat la care locuiești? Da. Tatăl biologic și copilul trecul la numele lui din motivul că tatăl biologic nu a fost în țară. I-ai spus soțului tău cine este tatăl biologic al copilului? Da, i-am zis și a știut de la bun început. Dar el, na, sunt mai multe forme ca să răzbune, m-a amenințat cu copilul, că mi-l omoare. Vrea cumva ca tu să te întorci acasă la el? Da, eu așa cred. Că el caută alte mijloace ca să mă întorc înapoi, dar eu la el nu mă voi uita niciodată. Cu o astfel de persoană nu poți să stai în casă. De cât timp ai o relație cu actualul tău iubit? 2 ani. Soțul tău știa că ai un amant? Bănuia. Deci, mi-a zis de mai multe ori, am mai avut conflicte. Dacă ai o relație de 2 ani cu actualul tău iubit, de ce nu te-ai mutat mai devreme la el și ai decis să faci pasul tocmai acum? Din motivul că el nu a fost în țară. Nu vreau să mă mai întorc la el, cred că este bine așa cum am decis, fiecare pe drumul lui, fiecare cu viața lui. Vreau să-mi cresc copilul liniștită, să mă lase în pace și nu mai vreau deranj. Ești fericită alături de actualul tău iubit? Da, sunt foarte fericită. Ce e, Adrian, zi? Ce e? Că ai gestit? Zic că a recunoscut că copilul nu este al meu. Da. Deci zicea că hainele de pe ea le-a făcut el cadou. Le-am făcut eu. E bine, poate ea zice acum că s-a mutat la ăla. Nu e ceva. Știi ce nu înțeleg? Deci fata avea acest amant de 2 ani de zile, iar tu căsătorit cu ea ești tot de 2 ani de zile. Păi da, de ce s-a mai fi căsătorit cu tine? Sunt împreună cu ea de 3 ani jumate. Și ce? De ce s-a mai căsătorit cu tine? La doar 20 de ani. Asta e, deci asta vreau să știu. Auzi că nu i-a recunoscut copilul celălalt, că nu era în țară. Dar n-are cum, din moment ce ei sunt căsătoriți, cum să treci în certificat? Păi n-are cum, dar ea putea să spună, mă, nu. Deci legal, aia e altceva, dar tot dacă copilul e născut... soțul lui ei legal, copilul este al lui legal. Asta da, că știi, n-avea cum să facă să-l treacă. Adică, Adrian, ca să înțelegi, crește în grădina ta, e al tău. Nu contează cine lasă. Poți acum să iei copilul. Acum tu poți să iei copilul legal de nu se vede. Dar auzi, ai bătut-o vreodată? Da, o singură dată am bătut-o. Atunci, a doua zi a fost asta, când recunosc că i-am dat 2 palme, când am prins-o cu amantul, i-am și spus. Și ea tot mă mințea în continuare, tot mă mințea, până i-am arătat poze. Dar el, amantul, are familie? Are, dar are mamă, are tată, are un frate care m-a mințat. Dar nu e surat, nu are copii? N-are? Are, ba da, a trăit cu una, are și 3 copii. Fata care e acum, aici, așa, și mai sunt încă 2 sau 3 băieți. Ia hai să vorbim cu Vasilica, pentru că, uite, ea este acum la cadru, în direct alături de noi. Bună seara, Vasilica, știu că și Andreea, colega mea, este acolo. Vasilica, hai să vorbim un pic. Bună seara! Dacă tu te iubești cu băiatul ăla, Mădălin, de 3 ani de zile, de 2 ani de zile, de ce te-ai mai măritat tot de 2 ani de zile cu actualul soț, cu Adrian? Actualul soț momentan, în acte vorbind, avem 3 ani jumate, după 1 an de zile ne-am trecut în acte legal. Da, dar tot de atunci ești și avem 2 ani cu amantul împreună, cum vine vorba. Da, și de ce te-ai mai căsătorit cu el dacă tu aveai deja un amant și erai fericită cu el, cu amantul? I-a plăcut cu 2. Eram căsătoriți. A, când ți-ai făcut amantul, erai deja căsătorită. Am înțeles. Păi și amantul tău de ce? Dar ai făcut amant după 2 ore de la cununie, că nu prea înțeleg. Și amantul tău de ce n-a venit să stea lângă tine? Las-o un pic. Vasilica, draga mea, de ce te-ai mai căsătorit cu Adrian aici de față? Da. Dacă tu erai îndrăgostită de... Nu era, auzi, după ce s-a căsătorit. Dar la cât timp l-ai cunoscut pe amant? La 10 minute de la semnarea actului? Nu, pe o perioadă mai îndelungată. Cam cât de îndelungată? Că voi căsătoriți ați fost 15 minute. Da, da. Măi, vă jucați de-a familia, că râzi și tu, vezi? Vă jucați de-a familia, vă duceți în biserică, faceți un jurământ în fața lui Dumnezeu, în sfânta taina căsătoriei și în 2 zile vă bate joc de asta. Auzi, nu hai, spune sincer că acum e vorba de un copil care are 7 luni. Al cui este copilul? E al amantului sau e al soțului? Dumneavoastră ce credeți? Dacă el susține, a susținut destul de clar că nu este copilul lui și că l-are degeaba la numele lui și că nu e al lui. Dar tu de unde ești foarte sigură? Că bănuiesc că aveai... Deci e al amantului, nu? Păi nu, dar cu soțul nu... Soțul era doar bucătăreasă, că am înțeles că făcea cumpărături, cumpăra pulpe și tăia porc. Da, așa este. Adică nu avea și voi o relație de soț-soție, tineri căsătoriți la început? Da, întrebarea mea este... Stai că am întrebat eu și întreb tu. Da, normal că aveam, în fiecare casă este. Păi și dacă al cui e copilul? De unde știi că este al amantului și nu e al soțului tău? Dacă tu trăiai și cu soțul și cu amantul. Să întreb dacă m-ai iubit vreodată de când mă cunoști. Da, pe asta vreau să... Vreau să te întreb, m-ai iubit vreodată de când... Pentru că soțul nu e compatibil ca să facă copii. A, nu este compatibil, dar amantul a fost prezent la nuntă? Am și eu curiozitate. Nu, la... Aș comanda la lăuta. Cununie civilă a fost, dar nu era nimic între noi. A fost invitat la cununia civilă. Felicitări. Auzi, dar tu nu poți să faci copii? Sau de ce spune că nu? Cum să nu poți? Doamne ferește. Păi nu mai stai că una e una și alta e alta. Adrian este dezarmat. Păi și de ce nu ai făcut în 3 ani jumate? Păi de unde știi că n-a făcut dacă tu la prânz erai cu unul și seara cu altul? Pentru că tu ai pastile, ca să nu faci. Păi și uite că a făcut. Păi a făcut după ce s-a lăsat de pastilele alea. Pastile am luat după ce am născut. Da, 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 știu. Stați-mă că nu înțeleg. Deci pastile tu ești convinsă, după ce am născut, anticoncepționale. Deci tu ești convinsă că acest copil nu este al soțului tău, ci este al amantului. Dar nu cumva spui asta doar pentru că n-ai vrea să te dea amantul afară sau să te țină cu tot cu copil, că înțeleg că stai și cu soacră ta, între ghilimele, cu mama amantului. Nu. Și atunci e mai bine să spui, da, e al amantului copilul, mamă, soacră, ca să ne țineți în casă pe toți. Nu-i mai bine așa? Nu este așa. El vrea să fie convins, dar a zis de nenumărate ori că nu e a lui. Acum eu nu înțeleg de ce insistă să se plimbă pe la televiziune. Ce anume vrea să vadă? Vasilica, o Mădălin acasă? Nu este, este la muncă. Vezi să nu-și fi tras vreo altă amantă. Dar are 3 copii. Este la muncă. Are 3 copii? Da, e porcul, da. 2 copii are. Și copiii sunt la el? Da. Și crești tu acum? Fetița. Crești tu și copiii. Dar părinții lui ce spun? Fetița este la el și băiețelul este la fosta soție. Da. Dar părinții lui ce spun? Că... Poftim? Părinții lui ce spun? Că te-a adus în bătătură așa, în situația asta? Tu măritată, copil cu altul? Părinții lui sunt de acord, știau de relația noastră. Am încurajat, da. Eu știi ce vreau? Uite, te-a întrebat ceva, mi-a fost miră la un moment dat de întrebarea asta noastră. Lui. Da, frumoasă întrebare. Are și el o singură întrebare are la tine. Te rog, spune-i tu, Adrian. M-ai iubit vreodată? De când mă cunoști tu pe mine, m-ai iubit vreodată? La început. Da, se vede. Mulțumesc. Care e începutul? Cât a durat începutul? Cât l-ai iubit? N-ai pentru ce. Da. Ce să mai... Auzi, Vasilica? Dar este de față cu dumneavoastră. Ce a determinat ruperea acestui lanț de iubire dintre tine și Adrian aici de față? Care a fost declicul? Ce a determinat fosta relația lui cu... Opa. Nu știu dacă pot să-i spun numele, dar nu cred că este important. Deci fosta lui iubită. Deci el e de vină, practic. Hai să vă spun, că vă spun și despre asta. Practic el e de vină, nu? Eu am avut pe cineva în trecut, dar... Nu este că el de vină, că nu vreau să dau vina pe el. Până la urmă, nu vreau să dau vina pe el. Ce a făcut fosta iubită? Vreau să zic pentru că... Mai înșelat-o cu fosta gagică? Nu. Dar cu cine ai avut o relație în trecut? Eu în trecut a fost... O relație, nu pot să numesc relație. Era o femeie mai în vârstă. Cât avea? Câți ani avea? Undeva la 60 de ani. Da, dar era, să vă spun, stai să vă spun. Era, nu-i dădea țanie. Adică beton? Da. forță. Stai așa un pic. Și tu câți ani aveai atunci? 19. 25. A, și unde ai stat cu ea? În casă la ea? Sau? Nu, mergeam la muncă, mă rog, la muncă. Și mai întârzia până la ea. Și cum de-ai trecut de la una de 60 la una de... avea 17 ani fata asta. Bravo, ghici, cum treci de la una de 60 la una de 70. Asta de avea 17 ani copila asta, când, practic, dacă acum are 20 și sunteți de 3 ani împreună. Da, am terminat relația cu ea, am pus... Dar de ce te-ai certat cu doamna? Din cauza părinților mei, care Dumnezeu să ierte, sunt morți, am avut niște conflicte, nu, cum să vă spun eu, mi-a făcut foarte multe probleme părinților și din cauza asta a fost, am și bătut-o pe doamna atunci respectivă. Doamna? Da. Ah. Dar doamna...